Tinerii făgărășeni care învață în limba germană pot studia de acum matematica și în această limbă. Și asta întrucât profesorii de matematică Gheorghe Lazea și Gianina Sin vor lansa o culegere de probleme la o librărie. Săptămâna viitoare, librăria Birotex va fi gazda unui eveniment mai special. Doi profesori de matematică din oraș, Gheorghe Lazea și Gianina Sin, vor lansa o culegere de probleme de matematică. Noutatea constă în faptul că nu este scrisă în limba română, ci în limba germană. Am scris această culegere de exerciții și probleme de matematică în limba germană, împreună cu fostul meu profesor din liceu, domnul Gheorghe Lazea, de la Radu Negru. Ideea ne-a venit, pot să zic, amândurora, într-un mod spontan, fiecare cu gândurile lui. Am conceput această carte, să zic, în special pentru copiii de la secția germană, dar nu se adresează exclusiv lor, întrucât poate fi utilă și celorlalți copii care studiază în limba română. Sper să le fie utilă și să lucreze cât mai mult din ea. Prezenta culegere de probleme este ideea nepotului meu, care mi-a zis: bunicule, știi că eu învăț în limba germană și ar fi bine ca ceea ce scrii tu să pot să folosesc și eu. Și atunci am apelat la fosta mea elevă, pe care am iubit-o foarte mult, fiindcă i-a plăcut matematica. Deci asta ne-a unit pe amândoi. Așa? Și am ajuns la concluzia să alcătuim prezenta culegere de probleme. Miercuri la ora 17 o să avem o lansare de carte. Mă bucur tare mult că am intrat în noul an cu dreptul și iată prima lansare de carte a librăria Birotex. Este vorba despre o carte de matematică lansată de o fostă colegă de liceu, doamna profesoară Sin Gianina, împreună cu un fost dascăl de liceu de-al meu, domnul profesor Gheorghe Lazea. Este o onoare pentru mine să lansăm această carte la librăria Birotex. Autorii spun că este o carte de suflet pentru ei și asta întrucât Gianina Sin a fost eleva profesorului de matematică Gheorghe Lazea. Lansarea culegerii de matematică dedicată a elevilor claselor 5-8 va avea loc miercuri 25 ianuarie la librăria Birotex, începând cu ora 17.